Astăzi o să facem miliu de decorticato. Este un produs biologic. Și are, să vedem aici. Are 300 de calorii pe 100 de grame, grăsim 3% și carbohidrați 67. Fibre 4,5 și proteine 10%. Deci e ca lumea. Și cu cavaletti di Bruxelles și facem așa ceva împreună. Ia să vedem ce Hai că iese. am pus apă și am pus și un cubuleț de cnor și adăugăm miliu, îl punem la fiert pentru că trebuie să fiarbă în 25 de minute, jumătate de oră. Și eu calculez cam 2 linguri de Am să persoană. facem cavoletti. În primul rând, luăm o jumătate de ceapă și o tăiem cubuleț, așa cum știm noi româncuțele să facem. Cu telefonul ăsta mi se vede tot jegul după în bucătărie. E o nenorocire mare. Trebuie să... Bine, nu vă uitați. Uitați-vă la rețetă. Hai să tăiem cepuța. Am tăiat cepulița așa micuță. Și acum luăm o lingură de ulei din ăsta de măsline și îl punem acolo cu ceapa și un pic de apă și Mamă, călim dar o să cepulica. adăugăm apă ca să nu prăjim prea tare, să facem și noi mai sănătos, așa. Pun așa o jumătate de pahar. Călim ceapa și între timp curățăm cavoletii de Bruxelles. Am cavoletti, m-am gândit să fac ceva ca să-i dau mai mult gust la mâncărica asta. O să tai hamonul ăsta în bucățele mici, o să-i scot grăsimii în cap și o să o amestec cu ceapa și cu cavoletti de Bruxelles. Să vedem Am ce pus ieși. peste ceapă, am pus hamonul. Mol, călim un pic și punem vârzica aia, brocoletti și o lăsăm să se coacă cu apă. Călim cu hamonul, prosciutto crudo și acum pun brocoletti în pahar cu apă și dau foc mai încet. Am tăiat ăsta în patru. Să mâncăm mâncare sănătoasă, dar gustoasă, nu? Aici miliu fierbe. Condimentul ăsta puteți să-l folosiți cu orice. Orice fel de paste, chiar și cu orez. Deci, în loc de miliu care am făcut eu, puteți să puneți quinoa, puteți să puneți orez, orez integral sau orez alb. Puteți să puneți grâu, puteți să puneți faro, ce vrei mușchilor și vă. Mâncărica e gata. Miliu de desubt. Cavolete din Bruxelles. Cavoletti de Bruxelles. Si. Nu si chiamano così cavoletti di Si, si Bruxelles. chiamano così. E hamon. Asta e pentru Elena. Te-am adus un oroșelul tău. Minunețile tale, care îți place mult de tot. Așa să fac, zic că îmi sper că nu prea am voie să fac aici. Dar dacă reușesc, fac mai mult ca să ți arăt ce e pe aici, pe Italia. O luăm cu noi la supermarket. Ia să vedem ce mai cumpăr. Am cumpărat niște asparagi, o floare, țelină. Un cartofi. Apa mai puțin.
ziua femeie și Marco m-a dus la sushi și am mâncat niște ceva cu tine. Asta mi-a făcut o tundiță în vat și suntem aici să mâncăm chinezește, nu chinezește, japoneze. Și place, trebuie și eu ciuleț. Și mi-am plăcut la nebunie sushi. Dragă zi!